Cel mai important forum de business din Moldova, expoziția B2B, și-a deschis larg ușile. Compania Orange Moldova este partenerul general al evenimentului, care reprezintă o platformă de comunicare în domeniul de afaceri. Este un eveniment în care lumea poate să facă schimb de experiență, să comunice, să găsească parteneri noi și noi clienți. Orice domeniu de afaceri la ziua de astăzi este legat de telecomunicații. Noi știm foarte bine că și telefonia mobilă și internetul a intrat în viața noastră de zi de zi și în domeniul de afaceri. De ce Orange Moldova, ca lider în domeniul inovațiilor în domeniul telecomunicații, este aici să susțină această inițiativă? Este un partener de încredere pentru toți agenții economici. Pentru că încurajează dezvoltarea businessului în Republica Moldova, Orange vine și cu soluții inovative pentru oamenii de afaceri. Este vorba de posibilitatea gestionării businessului de la distanță, direct de pe telefonul mobil, precum semnătura mobilă sau SMS banking. Oamenii de afaceri din Republica Moldova, la ziua de astăzi, au atât posibilitatea de a vorbi nelimitat la orice oră, în orice zi, cât și un spectru de servicii adiționale, cum este servicii de internet mobil, în vederea verificării online a poștei electronice, serviciu de semnătură electronică, precum și prețuri avantajoase la apelurile internaționale. Însă și ofertele B2B sunt structurate într-o astfel de modalitate ca să dea răspuns la toate solicitările agenților economici de pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul B2B Expo, la standul Orange Moldova, participanții au avut posibilitatea să testeze avantajele tehnologiei 4G, dar și noile tablete și smartphone-uri. Ce își țin de serviciile Orange? Este o companie în top, este o companie care are tehnologii destul de avansate pentru noi, pentru Moldova, deci bravo lor, succes mai departe și cât mai mulți clienți. Tot în cadrul expoziției, primul operator de telefonie mobilă și internet a prezentat și ofertele business pentru agenții economici care aleg să se porteze din alte rețele.